Salut, prieten! Sunt Mihai Stepanov cu informație despre un site unde se promit $100 la lansare. Burse Darex. Deci, pentru a avea șansa dată, trebuie să facem înscriere în lista lor. Deci, sub acest video va fi un link pe care când apăsăm se deschide această pagină. Mai departe, avem aici mai multe butoane pentru a ne înscrie în lista dată, care va da $100 după deschidere bursei Darex. Trebuie de apăsat butonul acesta, unde se deschide o formă din două rânduri. În primul rând scriem numele, prenumele nostru, de pildă, într-a doilea e-mail-ul și apăsăm pe Join. Eu, deoarece acest lucru am făcut, uitați-vă, după ce ați făcut înregistrare, dacă ați uitat link-ul cu care puteți să invitați mai mulți oameni, unica nu e clar dacă pentru invitați mai primim $100 ori nu. Va fi clar când se va deschide. Deci, butonul a doilea ne permite să verificăm care este situația cu locul care îl ocupăm, pentru ce introducem e-mail-ul care l-am indicat la înregistrare în primul buton. Unde vedem în careva număr. Depinde ce prezintă acest număr, eu nu prea cunosc încă. Presupun că în dependență de ce număr avem, vom primi o anumită cantitate de bani. Deci nu vor primi tăți egal cât $100, posibil că care vor lua primele locuri vor avea mai mult, iar în jos proporțional mai puțin. De ce și este linkul de referal, dacă invităm mai multe persoane, posibil că acumulăm mai multe puncte și ne ridicăm mai sus. Asta nu este indicat nicăuri, de ce nu pot spune nimic. Deci, asta e situația. Când se va deschide bursa dată, vom vedea real câți dolari vom avea de pildă de primit. Bursa Darex este legată împreună cu site-ul Darico. Despre acest site am făcut un video precedent. Ei aveau moneta lor, care deja s-a repartizat și deja și s-a vândut. Deci cine a avut-o de primit? Eu am primit 200 de monete și le-am vândut. Deci site-ul este real, moneta lor este reală, se vinde la bursă, de ce vom vedea în ce vom primi $100 când se va deschide bursa. Deci uitați-o, Darex, la site-ul Darico este direcția Darex, deci împreună cu ei. Compania este înregistrată în Elveția și în Gibraltar. Deci nu trebuie de făcut și aici înregistrare, merge vorba doar de înscriere în listă. Apoi vom afla ce va mai fi. Principal, uitați-vă la e-mail-ul care l-ați indicat, să nu vină careva scrisori importante, să fiți la curent. Numai bine!